În această seară, cred că am simțit cu toții căci Tatăl nostru, cum ne rugăm noi Tatăl nostru care ești în ceruri, a coborât la Betania prin Duhul Său cel Sfânt. Am simțit că Duhul lui Dumnezeu ne transmitea încă de la început. Venirea Domnului este aproape. Eu sunt cu voi. Eu însoțesc copiii mei. Eu sunt aici să aduc eliberare, iertare, pace, milă, har. Știți la ce mă gândeam în această seară? Ce mare har că noi, cei de la Bihor, am venit înspre Cluj, dar nu la oncologie. Mașini de Bihor care vin, care merg, oncologie, cardiologie, alte probleme și alte situații, tineri ca și noi, noi în această seară suntem aici în casa tatălui. Aici unde tatăl nostru este gata să ierte, să curețe, să spele. Și în această seară nu mi-am propus să vin să vă bombardez cu versete biblice. Pentru că consider că trăim într o lume în care fiecare dintre noi avem acces la Biblie cum zicea omului Dumnezeu la un moment dat, acel om care încă nu era întors la Dumnezeu, dar cred că acel om s-a întors la Dumnezeu, zi doar un cuvânt și la cuvântul tău robul meu va fi tămăduit. Cred că în această seară, dacă Domnul Iisus zice un cuvânt în dreptul dependenței tale, o să mergi liber acasă. Cred că în această seară, dacă Domnul Iisus Hristos zice un cuvânt mântuirea va avea loc și nașterea din nou se va produce în inima ta. Și lucrul acesta se va face nu prin puterea unui om, nu prin iscusința lui, nu prin darul lui oratoric, nu prin puterea lui, nu prin înțelepciunea lui, nu prin natura poziției lui, ci prin puterea și prin Duhul lui Dumnezeu. Noi pe, noi pe El ne bizuim întotdeauna și știm că El, în momentul când noi suntem aici, el este prezent aici și este cu noi în fiecare zi. Noi am mers înainte de, de slujbă, 10 minute, am stat în birou și am făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu a fost cu noi, nu doar acolo, nu doar în situații limită, pentru că noi suntem tentați în multe situații să ne rugăm când suntem la oncologie, terapie intensivă, în anumite situații grele, atunci suntem tentați să ne rugăm. Dar Ezechia zicea un cuvânt Doamne adu-ți aminte că am umblat până în momentul în care a ajuns în încercare omul acesta a avut o viață de trăire cu Dumnezeu de umblare cu Dumnezeu și în ziua încercării și în ceasul încercării a avut curajul și încrederea și certitudinea că Dumnezeu este acel care îl ascultă în această seară nu știu care-i viața ta nu știu cum ai trăit până în momentul de față, dar știu că ce aici este unul care dă direcție. Și acela este Domnul nostru Isus Hristos. Este unul care schimbă vieți. Poate ai trăit într-o viață, eu știu, fugară, cum se cânta în această cântare. Poate ai trăit o viață departe de Dumnezeu. Dar în această seară, Isus te cheamă la El. Și ce vreau să punctez în această seară? Vreau să vorbesc și eu, așa cum îl cred și cum îl înțeleg pe Dumnezeu un Dumnezeu al dragostei. Mulți dintre noi îl prezentăm pe Dumnezeu cum ar fi Vladimir Putin contra Ucrainei. Cum tremură Ucraina față de Vladimir Putin și poate mai marii lumii la un moment dat tremură. Parcă îl vedem pe Dumnezeu ca unul care, care cu pușca în mână. Abia așteaptă să ne penalizeze când am greșit. Abia așteaptă să, așteaptă să ne condamne. Nu, Dumnezeu este plin de dragoste astăzi, aici și acum este dragoste că ne dă oportunitatea să predicăm despre El, să vorbim despre El. Eu nu contest că nu va veni o zi în care El va fi și judecător, dar în această seară în Betania, Dumnezeu este Domnul care a venit să mântuiască. Și aș vrea să mă leg de versetul care l-aveți pe acest flyer pe care l-am primit, pe acest semn de carte pe care l-am primit la intrare. Ultima parte a versetului zice în felul următor, nu vezi tu, omule, și suntem la o seară de tineri, nu vezi tu, tânărule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Eu îmi doresc ca oamenii din biserici să nu se pocăiască de frica că vor ajunge într-o zi într-un scaun rulant. Să nu se pocăiască de frica că într-o zi vor ajunge în iad. Cum va simți să știți că poate unii puțini sunteți căsătoriți în această seară, în locul acesta, să știi că soția ta, Face totul pentru tine doar de frica ta, doar de groază. Vai că vine soțul acasă. Ce va zice soțul? Ce, ce relație ar fi acolo? Ce legătură ar fi acolo? V-ar plăcea un astfel de soț fetelor? Băieți dragi, v-ar plăcea o astfel de soție care să știți că doar de frica voastră face anumite lucruri? Sau v-ar plăcea să aveți un soț și o soție care să vă iubească, care să vă primească cu dragoste? V-ar plăcea să aveți niște părinți și poate că unii aveți, Dumnezeu să-i cerceteze. Amen. În momentul în care intrați în casă, să tune, să fulgere, să fie doar război, v-ar plăcea? Nu cred. Dacă părinții pământești, dacă soțul și soția au dragoste la nivelul acesta pământesc, credeți că Dumnezeu nu are dragoste față de creatura mâinii lui? Credeți că El nu ne iubește pe noi și nu ne vrea tot binele din lume? Eu nu spun că Iisus câteodată ne mai disciplinează, câteodată, dar tot spre binele nostru, spre zidirea noastră, spre mântuirea noastră. Dar eu în seara asta aș vrea să prezint un Iisus Hristos care a fost plin de bunătate cu viața mea. Un Iisus Hristos care, când cei din jur mi-au spus moarte, el a zis viață în dreptul tău. Când cei din jurul tău mi-au zis ce să vă alege de omul acesta? Nu este nimic bun în el. Hristos a zis, omul acesta este ceva bun. Este ceva bun în omul acesta. Chiar dacă nimeni, poate mama ta nu mai vede nimic bun în tine. ești. Nu ești bună de nimic. Poate tatăl tău ce nu ești bun de nimic. Poate chiar unii sunt slujitori. Din casa lui Dumnezeu vin cu astfel de, de lucruri și învățături și, și duc într-o direcție tineretul din casa lui Dumnezeu. Vreau să spun în această seară și să aduc vești bune în această seară singurul care este prezent în viața ta și care spune că te apreciază așa cum ești cu condiția că te schimbi, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În această seară El te primește așa cum ești tu. Și aș vrea să intru și să merg în direcția mărturiei vieții mele, chiar dacă am mai spus în locul acesta. Probabil sunt tineri, sunt tineri aici care n-au ascultat mărturia, sunt oameni care ne urmăresc pe online și n-au ascultat mărturia. Și acum poate vei spune, dar ce ai venit la Betania să ne spui despre tine? Nu, am venit în această seară să povestesc ceva și haideți să vă dau și un verset biblic să nu mă acuze cineva că vorbesc de la mine și în seara asta a venit o video de la Hidișelul de Dobrești din Bihor să ne spună niște povești. În această seară am venit să povestesc ceva. Da, niște povești. Dar povești reale din viața mea. Oare Dumnezeu ne dă voie ca în adunare să, să spunem povești? Da sau nu? Ne dă voie sau nu? Da? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunteți tăcuți, ascultători, așa e frumos, așa sunt oamenii la Cluj, cred că probabil. La Bihor nu sunt chiar așa tăcuți, la noi sunt la, Bi la Bihor și chiar și la serile de tineret. Am fost la Filadelfia în urmă cu o săptămână cu grupul zonal de tineri, apoi tinerii când și-au dat drumul, amin, aleluia, dă-i cuvânt, doamne, vorbe, Așa se întâmplă la noi la Bihor, dar uh, vreau să vă spun ceva, suntem diferiți. Și ne manifestăm diferit. Am văzut că și voi la rugăciune vă dați drumul, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Acum, noi ne manifestăm într-un fel sau un altul. Nu este important neapărat felul în care ne manifestăm noi în închinare. Că unii poate cântăm cu chitară, alții cântă cu tobele, eu știu, fiecare în stilul lui, dar nu asta este important. Important este ca acea închinare să-i aducă slavă și glorie împăratului împăraților. Ca acea închinare să te apropie de Dumnezeu, să te motiveze să fii mai bun, mai credincios, mai real mai sfânt și mai aproape de Dumnezeu. Dacă acea închinare te depărtează de Dumnezeu, te duce într-o zonă gri, te duce într-o zonă în care, să știți că muzica câteodată, dacă ascultăm un anumit, o anumită categorie de, de muzică, ne poate duce într-o zonă de depresie, dacă nu avem grijă. Într-o zonă în care să ne victimizăm chiar cântările creștine, unele care zicem noi că creștie, sunt creștine, sunt. Cântări creștine care câteodată mi se par mie că ne, ne duc așa într-o zonă a victimizării, într într-o zonă a într-o zonă în care să nu mai vedem nimic și să nu mai avem nicio speranță și să cântăm la adunare lacrimile de durere când se vor sfârși, se vor sfârși când i-a spus Iisus că El ne va șterge orice lacrimă, când? Când vom ajunge la El în cer. Slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Până atunci, nu mai întrebăm lacrimile de durare, că se vor sfârși ele. Acum eu nu sunt potrivă la cântarea aceasta, dar vreau să zic așa, sau mai avem noi cântare... Doamne, am necazuri multe, nu știu dacă se cântă la voi, n-are cine să mă asculte. Eu zic, fraților, stop! Au fost moment în viața noastră când nu avea cine să ne asculte sau aveam noi impresia că nu are cine să ne asculte. Pentru că Dumnezeu ne ascultă și Dumnezeu ne-a ascultat și în momentul în care noi trăiam în neascultare. Și în momentul în care noi am întors spatele, Dumnezeu ne-a ascultat de acolo. Gemătul nostru, vedea zbuciumul nostru, pe Dumnezeu îl durea de noi. și o zis, caut o salvare pentru zbaterea tinerilor din Betania, de la Dobrești, de la Bihor, de la Botoșani. Caut, caut o salvare, caut o soluție. și o zis, nu este cineva care să meargă, să aducă soluție pentru zbaterea aceasta a omenirii în păcat și nelegiuire și în de Dumnezeu. Și la un moment dat în cer s-a auzit o voce, iată-mă, eu sunt cel care merg pentru, pentru omenire, să iert, să curăț, să răscumpăr, să eliberez, lăudat să fie în numele lui Dumnezeu. El în această seară este prezent aici și vrea să ne curățe, să ne curețe, să ne spele, să ne ierte și să simțim pacea și bucuria lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Aș vrea în seara aceasta să mă las așa călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Eu mi-am propus să merg în zona mărturiei, dar dacă o să merg în altă zonă, consider că Dumnezeu asta a vrut și de folos pentru cineva care este în casa lui Dumnezeu. Pentru că chiar și pe drum, Mă întrebam, de ce m-au invitat, frață, la Betania? Ce caut eu aici? Pentru ce mă duc în această zi? Da, și cu tine pe mașină, nu știu de ce am acceptat. Dar probabil că nici nu trebuie să știm noi atâtea lucruri. Dacă în seara aceasta un singur Suflet merge mai plin de speranță de aici, dacă știu că prezența mea, prezența Domnului prin Ființa mea în locul acesta, mă atins măcar un Suflet. Cineva merge încurajat, cineva ia o decizie pentru împărăția lui Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu, cineva o venit aici am povărat și merge liber, știu că n-am venit în zadar și că nu mi-am pierdut timpul în locul acesta binecuvântat să fie în numele Domnului. Și mă întorc, asta întrebam dacă putem sau nu să spunem povești. Suntem așa reticienți pentru că auzând de multe ori de la de la Envon. fraților Auziți auzi și voi lucrul acesta. Și peste tot sau aude. Acum depinde de slujitor. Fraților, aici nu spunem povești, nu avem voie cu povești, aici predicăm Evanghelia. aici. Na. Aleluia, slavă Domnului! Și acum tot la niște povești mă refer și eu, dar nu în afară Evangheliei. Și versetul acesta este motoul vieții mele și o să vedeți de ce mi l-am luat motoul vieții mele și de ce acest cuvânt m-a ținut în picioare și acest cuvânt îmi dă putere să vorbesc cu îndrăzneală despre Dumnezeu și despre bunătatea Lui și despre îndurarea Lui. Psalmul 118 cu versetul 17. Zice în felul următor. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Am ah, fraților, avem voie să povestim sau nu avem voie să povestim? A ce povestim? Asta e întrebarea. Că putem să povestim noi vrute și nevrute. Ai văzut-o pe aia cum s-a uitat după băiatul ăla de care îmi place și mie în biserică. L-ai văzut pe, pe cela cum face, cum vorbește. Ai văzut cum, cum se adresează. Ai văzut ce atitudine a avut predicatorul respectiv. Ai văzut fratele păstor. Ai văzut comitetul ce decizie a luat. Poveștile acestea nu aduc zidire, nu aduc ridicare, nu aduc mântuire și salvare, dar sunt niște povești. Zice, și voi povesti lucrările Domnului. Dacă povestești lucrările Domnului, aceste povești și aceste vorbe aduc zidire, îmbărbătare. Pentru că chiar Dumnezeu prin Sfântul Apostol Pavel îi spune că vorbirea noastră să fie cu har, dreasă cu sare și cu multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să, să vorbim în așa fel, încât biserica să fie zidită, încât oamenii să fie zidiți. De ce am ales acest verset? Vreau să intru în mărturia mea acum, tinerii de la Edișel, mă scuzați, cred că o ascultați, a 1990 90 că e un serial din ăla, din Santa Barbara, când ne uitam noi de mult. Am dat un nume, mă scuzați, Asta e. Oricum, nu mai, nu mai există filmul ăla, era când eram eu în lume în urmă cu 20 de ani sau nu știu, poate că mai este, poate că nu, habar n-am, nu-s nu la zi cu ele, să știți lucrul acesta, nu sunt la zi, s-a terminat. Uite, Caleb știe, <laughs> da, nici noi nu suntem la zi, așa că era când eram eu atunci. Acum vă rog să mă scuzați tineri care ați mai ascultat sau cei de la Betania, dacă ați mai fost și ați mai auzit mărturia mea sau ați ascultat-o pe internet, încerc scuze, dar... Mie nu-mi este greu să vă spun mereu aceleași lucruri și vă, este de folos. Nu, no, cu scuza asta o dăm tot cu aceeași predică. Noi vorba despre asta. Am fost invitat să aduc mărturia mea și vreau să aduc mărturia mea în această seară. Numele meu este Ovidiu Milian. După cum zicea și fratele Caleb, m-am născut în urmă cu 38 de ani, în anul 1985, în localitatea Hidișelul de Dobrești, într-o familie de credincioși tradițional nepracticanți, Într-o familie în care nu multe lucruri s-a vorbit despre Dumnezeu, s auzit despre Dumnezeu. Am născut în familia aceasta, la momentul acela, și nu mi-e rușine să spun lucrul acesta, poate mulți dintre voi sunteți în locul acesta și poate că vă este, vă este rușine de lucrul acesta. Mie nu mi-este rușine că așa a fost acea perioadă. A fost o familie dintre cele mai, mai sărace din, din localitatea noastră în momentul acela. Astăzi Domnul ne-o și dăm slavă lui Dumnezeu care ne poartă de grijă și care ne-o purta de grijă, binecuvânta să fie în numele Lui. Fac aici o scurtă paranteză. Niciodată să nu vă fie rușine de hainele pe care le purtați, de părinți, de prieteni și de oamenii cu care vă înconjurați, dacă sunt oamenii lui Dumnezeu în special. Niciodată să nu vă fie rușine de lucrurile acestea. Pentru că părinții sunt cei care au fost alături de noi și care vor fi până la final alături de noi. Singurii care ne iubesc așa cum suntem, singurii care ne înțeleg și singurii care ne vor tot binele din lume, cu mici excepții. Acum erau musai să fac și această specificație. M-am născut în această familie și de la vârsta de 5 ani aproximativ, vreau să scurtez lucrurile acestea și nu vreau în această seară, mie nu-mi plac oamenii care o dau pe dramă. Nu vreau să mă victimizez, nu vreau să dau un drame în seara aceasta, dar cumva aș vrea să punctez câteva lucruri simple la subiect și cumva aceste lucruri să ne facă cumva mai mulțumitori. Poate că nu suntem destul de, suf... nu suntem suficient de mulțumitori înaintea lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le avem. În această familie am trecut, cum v-am spus, din, de la 5 ani până la 14 ani prin vreo 3 fracturi, prin vreo 5 intervenții chirurgicale și la un moment dat la 14 ani eram în curte, parcă mi-aduc aminte și acum, eram acolo pe o saltea la soare și făceam o lui Dumnezeu în mintea mea, fără să am noțiuni foarte foarte mari despre Dumnezeu, noțiuni foarte vagi despre ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă credință, ce înseamnă puterea lui Dumnezeu. Și în această seară vreau să vă spun, când vorbesc despre credință, când vorbesc despre puterea lui Dumnezeu, nu are nicio treabă cu cultul penticostal, cu o altă religie sau cu altceva. În această seară eu n-am venit aici să vă prezint un cult, ci să vă prezint un mântuitor care m-a iertat, care m-a salvat și m-a binecuvântat. Ca am ales să fac parte din biserica pentecostală, aici am rezonat, aici l-am găsit pe Domnul, slăvit să fie numele lui Dumnezeu, dar nu pot să să fac regulă din lucrul acesta pentru că cunosc oameni în diferite religii, în diferite denominațiuni religioase care l-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn, care l au primit Evanghelia, l-au primit pe Isus, au fost un plus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și manifestă o viață de credință plină de puterea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu are oameni și își dorește să mântuiască oameni din fiecare confesiune. Și mai cred ceva, oamenii când au ajuns la cunoștința adevărului și la Evanghelie și Duhul Sfânt îi transformă, îi va călăuzi ce decizie și în ce biserică să meargă. Amin? Credem lucrul acesta, că Dumnezeu pe omul care este sincer îl va conduce în direcția unde trebuie să meargă, fără să dăm noi direcții, fără să spunem noi, du la biserica cu tare sau la biserica cu tare. Caută-L pe Iisus din toată inima ta în rugăciune. Cercetează cuvântul lui Dumnezeu. Fii sincer cu Dumnezeu și Dumnezeu nu te va lăsa. Consider lucrul acesta și cred din toată inima aceasta și vă spun și dintr-o experiență personală lucrul acesta. Și mă rugam lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ascultă și copiii. Mă uitam la, la fetița familiei Piu, ce frumos, cânta această, ce frumos cânta în această seară, Dumnezeu să o binecuvânteze. Și vreau să vă spun că Dumnezeu ascultă și un copil de 14 ani. Chiar dacă el poate habar n-are de Dumnezeu. Am zis, Doamne, dacă Tu mă ridici de aici, o să-i slujezi din toată inima. Că eu, eu credeam că dacă Dumnezeu mă vinde că am datoria să fac eu nu știu câte fapte, să fac nu știu câte ritualuri ca El să mă primească. Și El voia de la mine doar inima. Dă-mi, Fiule, inima Ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă ridici așa, credința care o aveam, dacă Tu mă ridici de aici, dacă trebuie să conjur biserica de trei ori la înviere, o înconjur de nouă ori și am așa mare grijă să nu se stingă lumina, stau cu bricheta lângă mine și o aprind apoi imediat lumânarea, să nu se stingă. Doamne, dacă trebuie să duc ceva la biserică, știi, să duce Prescuri, parastaze și acum nu vorbesc într-un chip ironic sau cumva să lezeze tinerii sau pe cineva care ne ascultă online din Biserica Ortodoxă. Dacă aș face lucrul acesta, mi-aș leza părinții mei și mi-aș acuza părinții mei care sunt din, din uh, religia ortodoxă și vreau să vă spun și mai târziu probabil în timpul mărturiei o să amintesc lucrul acesta că se poate, dacă vrem cu adevărat, să slujim pe Dumnezeu din două confesiuni diferite și putem sta în aceeași casă și putem face fapte bune împreună cu ajutorul lui Dumnezeu. Și că într-o zi faptele bune și a celor care încă nu slujesc ca noi pe Dumnezeu vor ajunge la El, cum au ajuns faptele lui Corneliu și rugăciunile lui. Corneliu nu avea botezul în apă, Corneliu nu era botezat cu Duhul Sfânt, Corneliu era un om care era plin de râvnă pentru fapte bune și făcea multe rugăciuni și multe milostenii și într-o zi toate aceste lucruri au ajuns la Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul pentru lucrul acesta. Am zis, Doamne, dacă mă salvești și mă scos din această situație, te voi sluji toată viața mea. Hai, Dumnezeu în bunătatea și în dragostea Lui, treptat, treptat, mi-a dat putere și la un moment dat, după vreun an de zile aproximativ, nu mai aveam nevoie nici de scaun rulant, nu mai aveam nevoie nici de cărge și am început să umblu. Și acum fac aici o paranteză. așa e că mulți dintre voi ați fost în situații limită. Poate ați fost la analize și ați zis, nu știu ce va fi cu analizele acestea, dar Doamne, dacă analizele acestea ies bine, te voi sluji toată viața și voi face voia ta. Doamne, dacă o salvez pe mama din cancer, te voi sluji toată viața. Doamne, dacă după accidentul acesta rutier pe care l-am avut, tu îmi dai din nou putere, o să te slujesc din toată inima. Și Dumnezeu care a fost credincios te-a ridicat, te-a salvat, ți-a dat viață. Întrebarea se pune, ai mai rămas tu credincios promisiunilor pe care le-ai făcut lui Dumnezeu? În această seară sunt tineri aici în locul acesta care au făcut promisiunii lui Dumnezeu și nu s-au mai sunt de ele. Să știi că Domnul nu a uitat de promisiuni. Împlineaște juruința și Domnul negreșit va lucra la problema ta, la cauza ta vei avea pace noaptea, vei dormi și vei spune ca omului Dumnezeu, eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. O juruință sau o promisiune nedusă la îndeplinire s-ar putea să sfure pacea, să sfure bucuria. Și am făcut promisiuni. Dumnezeu credincios m-a ridicat când m-am văzut cu, cu, marfa saci, cu marfa cu marfa car, cum se zice la noi la Bihor, gata. Am uitat. Vin anturajul. O ce zici, nu vrei să vii și tu cu noi? A, ce să fac cu voi că sunt un, tip, un tânăr moral? Am, aveam undeva la 15-16 ani. N-am ce să fac, da? Stai și tu cu noi acolo. Dar nu fumezi, nu bea. Nu contează, hai stai acolo. Și treptat, treptat, anturajul m-a prins și am uitat toate promisiunile lui Dumnezeu. Am ajuns undeva în zonă la 20 de ani, cu tot felul de dependențe, nu puteam să scap de alcool, de tutun, încercam câteva zile, nu reușeam, pentru că era forța mea și încercam prin puterea mea să fac lucrurile acestea. La un moment dat, undeva în jurul vârstei de 20 de ani, fratele meu merge în străinătate, în Spania mai exact, și acolo ne-având biserică cu un grup de penticostali, ortodoxi, baptiști, am mers la muncă. Seara, frații pentecostali se adunau la rugăciune în living în care erau împreună. Și ziua el trăia cum trăiesc toți oamenii, fără noțiuni despre Dumnezeu, fără treabă cu Dumnezeu, cu gânduri de distracții, cu gândul de cum trăiesc majoritatea oamenilor și cum trăiam și noi odinoară când îl cunoșteam pe Dumnezeu. Și la un moment dat, văzând bucuria care o au frații tinerii care erau acolo la rugăciune împreună cu ei. Au zis, la un moment dat, auziți, măi, oameni buni, eu am fost în lumea aceasta, la petreceri, la diferite lucruri. Am văzut oameni care erau plini de aburi alcoolului și așa, parcă erau plini de fericire, dar eu niciodată n-am văzut oameni așa de bucuroși. Eu niciodată n-am văzut tineri așa, că majoritatea dintre ei erau tineri, că au mers la agricultură, nu erau oameni peste 50 de ani, probabil 5-6 dintre ei, să zic așa, dar majoritatea erau tineri. Când a văzut acea bucurie pe fețele lor, a rămas impresionat. Noi credem de multe ori că tinerii se vor întoarce la Dumnezeu, că oamenii se vor întoarce la Dumnezeu dacă avem niște predici foarte filozofale, foarte bine puse la punct, pe nu știu câte puncte, sunt importante și lucrurile acestea. Eu nu spun că nu, și mie îmi place să fiu structurat, să fiu pregătit, și așa este normal și așa este bine. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu lucrează într-un chip minunat, binecuvântat să fie în numele Domnului. Știți ce l-au atras fața lor? Acum eu pun o întrebare. Aici suntem mulți tineri, majoritatea din Biserica pentecostală. Dacă se uită la fața noastră, colegul din dreapta sau din stânga, dacă se uită la noi, fața noastră arată ca unui om plin de bucurie și de mântuirea lui Hristos sau nu? Știți că oamenii pot fi mântuiți și atinși de puterea lui Dumnezeu prin zâmbetul tău? Doamne, aș face lucruri mari pentru tine. dacă aș fi predicator, aș veni în față și aș cânta. Dacă aș fi terminat conservatorul, eu aici, în față la Betania. Dacă aș, fi, dacă aș ști cânta la acordeon, așa cum cântă nu știu care frate care cântă cel mai bine aici la Betania, dacă aș ști cânta așa ca fratele Benici Cibu, apoi atunci numai în față aș fi. Și Domnul ar lucra prin mine și oamenii ar veni la mântuire. Și Domnul zice, auzi, știi de ce am nevoie? De zâmbetul tău. Cu zâmbetul tău tu poți să transmiști ceva, oamenii să fie mântuiți. Și zice, vrei zice, da, ce mântuire e asta pe Nu Noi știm numai cu puterea lui Dumnezeu. Da, e adevărat, e cuvântul lui Dumnezeu, dar oamenii nu, oamenii nu văd Evanghelia și nu stau să te asculte pe tine predicând Evanghelia, dar văd atitudinea ta. Zice, la un moment dat, omul lui Dumnezeu, care consider că a fost un om dintre cei mai neprihăniți, zice, când mă uitam și mă întâlneam cu cine nenorociți, ce făcea Iov? Era cu pumnul masă, era așa crispat, nervos, agitat. Așa era, ce făcea? Le zâmbeam. Și ce făcea? Cu zâmbetul alunga întristarea de pe fețele lor și din inima lor. Haideți să privim, în această seară, la uneltele pe care ni le-a dat Dumnezeu și lucruri simple. Cu zâmbetul tău poți face o schimbare. Și fratele meu, prin, prin fața lor, o zis, și eu vreau. Și eu vreau stăruință. Și eu vreau să fiu plin de Duhul Sfânt. Că la frate nu le-a fost rușine atunci și nou, nici nou nu-i nu, nu, rușine. Așa-i crezul o biserică pentecostale. Ne-am asumat lucrul acesta. Credem în puterea și în botezul cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și frații au stăruit după botezul cu Duhul Sfânt. Și se botezau cu Duhul Sfânt și acolo erau împreună. Ortodoxi, baptiști, pentecostali și nu aveau nicio treabă. Din potrivă, o stârnit o, o, gelozie și în fratele meu să primească această putere și ce trebuie să fac? Ca și temnicierul din Filipii, care au zis, domnilor, ce trebuie să fac? Când au văzut puterea și prezența lui Dumnezeu în mijlocul temniței. Și frații au spus, trebuie să-ți mărturisești păcatele și Domnul Iisus e cel care te poate ierta. Deci la cine să mă duc? Avem aici un om al lui Dumnezeu, la mărturisire. O la mărturisire, stă la și o mărturisit toate păcatele care simțea că la pasă, au ieșit de la mărturisire și în urma unei descoperiri prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu la voia întâmplării, nu la unul după stradă, hai la stăruință, nu, în urma unei descoperiri printr-un profet care la, la, vremea respectivă era un om al lui Dumnezeu, din păcate astăzi, Domnul să aibă milă și să ne dea lumina lui, să ne dea putere, să ne încredem întotdeauna în Dumnezeu. În urma descoperirii, frații au acceptat să intre în stăruință după Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun ceva. Lui Dumnezeu nu-i trebuie un an, nu-i trebuie zece să te ierte, să te curățe, să te spele. În aproximativ, o stat acolo o oră jumate, două în rugăciune, nu s o mai oprit din rugăciune. După aproximativ două ore, fratele meu cânta în alte limbi și vorbea în alte limbi taine cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a schimbat inima. Sună din Spania. El era omul meu de orne, că am omis să spun lucrul acesta, eu atunci au hai să zic acum, nu, eram și DJ la discotecă, dar administram cumva și discoteca din localitate și Căminul Cultural. Sună pe maica mea, zice, mami spune la Ovi că am terminat cu discoteca, eu nu mai sunt omului de ordine, cumva, eu m-am bucurat că el făcea mai mult dezordine, da, Dar zice, spune la Ovi că și el gata, și tu, nu mai aveți ce căuta acolo, știți cum e așa, în râvna aia și în dragostea din tâi, am o creadă el, să meargă el cu cei înapoiați, cu cei în vârstă, cu oamenii aceia care... Adică eu disprețuiam stăli într-un cuvânt, așa, să fiu. Chiar dacă în inima mea așa, îmi plăcea că eram așa mai bajocoritor, cumva așa, îmi plăcea să-i să bajocoros, chiar dacă în inima mea Poate câteodată mai ascultam cântările fraților Bălan sau așa, mai auzeam în anumite contexte despre Dumnezeu și cumva eram cercetat așa în inima mea, dar nu-mi plăcea să recunosc că eram plin de mândrie. Adică poți să fii cu dizabilități și plin de mândrie, liniștit liniștit, încă multă mândrie poate să fie dacă nu avem grijă și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și lumina lui. Eu am zis, o creadă el. A venit acasă din Spania, insistență, insistență, vine la noi la biserică, hai că avem evangelizare, hai că vine invitați, hai că vine un frate nu știu care. Și eu am rămas rece. Și am zis, auzi, te rog, nu mă mai invita, că nu vin, nu vreau să mă întorc la Dumnezeu. Într-o seară, după câteva săptămâni, zice, auzi, dacă nu vrei tu să vii la Dumnezeu, și la biserică, uite, vine biserica la tine. În seara cu tare, miercurea seara, era, o să vină tinerii biserici la noi acasă la rugăciune. Și tu cu noi la rugăciune. O leacă de bun simț aveam. Chiar dacă nu mai credeam în Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu a fost cu mine în toate contextele și suferințele care le-am avut până la anii respectivi. Și am zis, asta este vin. La data respectivă încă umblam doar de șase în vara asta o să fie șase ani, sunt în un rulan și o să ajung și acolo și vreau să mă scurtez, nu vreau să fiu foarte lung și aș vrea să mai ascult cântări pe frații cântând, dacă au venit atât, atâta drum. Eu am crezut că sunt departe eu de la Bihor, când am auzit de la Botoșani. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu, că mai sunt oameni care îl slujesc pe Dumnezeu și vin cu drag în casa lui Dumnezeu. Zic, na, vin cu voi și eu la rugăciune. Vine seara cu pricina, cum v-am spus, un blam atunci. Aud la poartă că strigă niște tineri, mă duc deschid. Mama, 13, 14, 15 ani. Peste 18 ani erau din 3 cam vreo 3-4, zic aole. Asta e manipulare. N-are pe cine să manipuleze penticostalici sau când să manipuleze pruncea ăștia. n no, mai, mai slăbuți copiii aceștia și pe copiii ăștia îi poate, duce, îi poate duce în rătăcire. A, ce fac acum? Mă duc? Am promis că mă duc. Ce fac? Mă duc la grădiniță cu pruncea ăștia? Da, mi-am dat cuvântul, o să merg, fie ce o fi, ce se va întâmpla, aia se va întâmpla. S-au adunat toți împreună în seara respectivă, m-am îndreptat înspre camera respectivă și uh, parcă mi-aduc aminte așa cum așa cu, cu, emoții și cu, cu o cercetare din partea lui Dumnezeu despre lucrul acela. Am pus mâna pe clanța ușii, am deschis ușa și erau tineri aceștia și copii aceștia pe care eu i-am disprețuit cu mâinile ridicate în sus, cântau o cântare, Aduți aminte, tânăr drag, de sfatul cel de acasă. Cum mama ta spunea mereu, tu ești creat de Dumnezeu. De ce oare nu-ți pasă? Știți că în acel moment Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat și la nivelul minții? Știți și mi-a părut la nivelul minții? Ovidiu la 14 ani. Doamne, te voi sluji, Doamne, voi înconjura biserica, Doamne, voi fi credincios, Doamne, voi fi aproape de tine. Mă simțeam așa de vinovat că nu l-am ascultat pe Dumnezeu, dar în același timp mă simțeam cumva și privilegiat că Dumnezeu încercetează inima. Am intrat cu ei în acea seară și erau acolo la rugăciune, se rugau cu toții cu foc înaintea lui Dumnezeu. Îi auzeam zicând, Doamne, iartă-mă că te-am întristat, Doamne, iartă-mă că am întristat pe mama, Doamne, iartă-mă, așa de vinovat. Mă simțeam și mi-aduceam aminte de toate situațiile în care mama mea a fost lângă mine și în toate situațiile în care eu vorbeam urât, o jigniam, poate chiar o înjuram în anumite situații și ea întotdeauna și ea și tatăl meu au fost lângă mine. Mă simțeam așa de vinovat și am zis, trebuie să fac ceva, însă n-am avut putere. Mai dura câteva zile, din nou s-au adunat, de data aceasta doar câțiva băieți la noi acasă, m-au invitat din nou împreună cu ei și mă întreabă, Ovidiu, știi să te rogi? Tatăl nostru și înger, îngerașul meu. Deci, hai cu, Hai cu tatăl nostru. Am dus cu tatăl nostru pe genunchi, zic, eu nu mă știu ruga așa ca voi. S-au rugat așa cu foc, așa cum v-ați rugat și voi în această seară, slăvit să fie Domnul. Să rugau cu foc eu cu tatăl nostru. Îi auzeam rugându-se și la un moment dat omului Dumnezeu, așa ți vorbește Domnul tânărule, așa se vorbește Domnul tânără. Tânărule, că erau numai, numai băieți. Înainte cu o săptămână și ceva erau și fete și, și atunci darul de profeție era prezent acolo și Dumnezeu descoperea taine. Și eu în mintea mea, eu ziceam tatăl nostru, poate poți și voi și vă rugați așa, tatăl nostru care ești în cerul și eu în mintea mea, iar manipulează ăștia, dar nu vorbește Dumnezeu cu oameni, dar nu cred eu așa ceva. În mintea mea se derula, dar gura îmi mergea cu tatăl nostru, dar nu avea nicio treabă, dar nu era, nu era gura conectată cu creierul. Doamne ajută-ne să ne conectăm, să ne conectăm uh, gura cu inima și cu creierul și să fim în prezența lui Dumnezeu, trup, suflet și duh. Binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu. Și la un moment dat îmi vine un gând. Dacă aceasta este calea mântuirii și pe aici sufletul meu găsește salvare, eliberare, mântuire, să-mi vorbească Dumnezeu ce nu știe niciun om. Nu știe tatăl meu, nu știe mama mea, nu știu oamenii aceștia, n-au cum. În gândul meu. A durat câteva secunde. O venit omul lui Dumnezeu și a pus mâna pe capul meu jos. Așa îți vorbește Domnul tânărule. În momentul acela am simțit că Dumnezeu mă cheamă la el. Însă vreau să vă spun că până atunci Veneau oameni la mine. Hai la noi la biserică, că la noi la biserică să roagă frață pentru tine și vei fi vindecat. Nu am avut nicio treabă. Hai la noi la biserică, că la noi dacă vii, o să devii bogat. Unii care erau așa mai lacom și care nu prea aveau treabă cu biserica. Alții, hai la noi, că dacă vii la noi, uite câte fete sunt aici, hai că o să te căsătorești, că să te căsătorești bine. Nu aveam nicio treabă. Chiar nu aveam nicio treabă cu aspectul acesta și nu, nu simțeam nu simțeam că mă cheamă Dumnezeu, simțeam că mă cheamă oamenii. Simțeam că e ceva omenesc. Dar în momentul când glasul lui Dumnezeu prin glas profetic m-a chemat, n-am putut să spun nu. Am acceptat planul și voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost cel care m-a mântuit, care m-a salvat, care m-a eliberat. Binecuvântat să fie în numele Domnului. De atunci, sunt 18 ani în luna ianuarie de când mi-am predat viața în mâna Domnului Isus, și în luna iunie sunt 18 ani de când am încheiat legământ în apa botezului. De atunci în viața mea au venit multe furtuni și multe valuri, care vreau doar să puntez foarte scurt și am spus că nu vreau să-mi plâng de milă, ci vreau să vă spun că Dumnezeu este credincios și că El este cel care ne binecuvântează lăuda să fie în numele Domnului. La 2 ani după ce m-am întors la Dumnezeu, era nevoie să slujești cu tinerii, era nevoie de un lider de tineret și de atunci până astăzi, astăzi, acum, pot să zic că de un an, doi, mai mult onorific. Mai mult erau acolo cu Tonca, cu Alex Tonca și cu, cu băieții care îs cu Vali când e în țară. E o echipă de tineri și lucrează în echipă și asta mă bucur că se împart responsabilitățile și împreună fac o treabă extraordinară și asta n-are decât să mă bucure. Mai mult lideri de tineret așa onorific, îi ajut și eu cu un invitat sau cu ce pot, îs acolo lângă ei oricând poate să, să apeleze la mine. Am început să slujesc pe Dumnezeu și mergeam la biserică foarte greu la un moment dat și am zis, Doamne, dacă ăsta e planul tău ca eu să fiu aici și să slujez, te rog, binecuvântează-mă tu și dăm puterea necesară și pregătește lucrurile ca să te poți sluji. Și Dumnezeu a dat, cum zice în Biblie, tot ce privește viața și evlavia, ca noi să fim mântuiți, ca noi să putem să slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a purtat de grijă într-un mod extraordinar. Însă la cinci ani după ce m-am întors la Domnul, Vreau să, să nu, nu, zăbovesc aici, să intru în detalii, ci doar să spun că la cinci ani după ce m-am întors la Domnul, în urma unor investigații care le-am avut în Oradea și mai apoi la Budapesta, am fost uh, diagnosticat cu distrofie musculară progresivă forma centurilor. Asta înseamnă se topesc toți mușchii care sunt la încheturi. se topește mușchiul cardiac, inima cedează că nu mai e susținută de mușchi, faci infarci ai trecut la la cele veșnice. În urma investigațiilor a venit diagnosticul și eu zis, eu zis la maica mea, doamna Florentina, ne pare rău să vă spunem, dar în urma diagnosticului, Ovidiu va avea de trăit încă 2 ani de zile. Asta se întâmpla în urmă cu 14 ani. În luna august o să fie 14 ani. Oamenii mi-au spus că mai trăiesc 2 ani, eu sunt aici. Arat ca unul care e gata să moară. Bine, asta nu înseamnă că nu putem muri oricare dintre noi. Dar mă simt plin de viață, pentru că Dumnezeu a fost cel care mi-a dat viață. În anii aceștia, fără să intru în amănunte, fără cumva să ies eu în evidență, că locul acesta este pentru Iisus Hristos să fie lăudat. În anii aceștia, Dumnezeu mi-a dat putere și mi-a dat un permis de conducere să pot conduce o mașină și în scaun rulant și în, situația în care mă vedeți, Dumnezeu mi-a ajutat în anii aceștia să fac studii, să termin o facultate, să fac naveta trei ani de zile de la Oradea la Arad, la o facultate la zi, la Universitatea Aurel Vlaicu. Dumnezeu mi-a ajutat să mă implic în diferite lucruri, implicare civică, implicare pe partea persoanelor cu dizabilități și în multe lucruri. Pentru că am zis ceva, da, viața este scurtă, dacă este așa de scurtă, haide să-mi dedic toată viața pentru Dumnezeu, pentru cei din jurul meu și cumva noi zicem că pentru Dumnezeu, da? Noi slujim tot dintr-un oarecare egoism. Adică, când e așa, în momentul când ai slujit, n-ai o pace și o fericire și o bucurie în inima ta. De ce slujești? Ca să-L pe Domnul? Da, e și asta un adevăr. Dar slujim pe Dumnezeu și pentru că ne dă o satisfacție extraordinară. Când vezi că un om din jurul tău, datorită ție, are zâmbetul pe buze, datorită ție are o stare mai bună, datorită ție crede în Iisus Hristos, datorită ție e motivat să slujească pe Dumnezeu. Este un mare har din partea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă lungesc cu mărturia și cu predica în această seară, am promis că voi fi scurt. Poate cuvintele acestea a atins pe cineva sau a transmis ceva pe unul dintre noi. Și cum am spus, nu vreau să-L pe Dumnezeu de frică. Că dacă nu slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă o boală sau o suferință, nu. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu indiferent de contextul care îl avem, indiferent de situația pe care o avem. Și eu sunt aici în scaunul acesta de aproximativ șase ani. Și poate vi se pare un paradox. Din momentul în care am ajuns în scaun rulant, viața mea s-a schimbat și am devenit uh, un om poate de 10 ori mai activ. Ca și în momentul când eram pe picioare. Poate vi se pare un paradox, cum adică în scaunul rulant să devii mai activ, să devii mai, mai eu știu, mai de folos pentru cei din jurul tău și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Eu așa am conștientizat și vreau să vă spun că Dumnezeu are metodele lui cum să ne țină lângă el. Dacă n-ar fi acest scaun, dacă n-ar fi această dizabilitate, poate în anumite situații m-aș fi îndepărtat mult mai mult de Dumnezeu. Chiar și în scaunul acesta am căderi, am minusuri, am lupte. Ca fiecare dintre voi care sunteți în locul acesta, dar dizabilitatea aceasta și acest scaun este camaradul meu care mă poartă prin viață și care mă ajută să slujesc pe Dumnezeu. Și eu, eu am așa un citat care îmi place foarte mult. Citatul meu biblic este acesta. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările lui Dumnezeu. Și apoi mai am un citat care nu e biblic, dar mi-l place așa de mult. Am să mă ridic de atâtea ori până când viața se va plictisi să mă doboare. Atâtea eșecuri au venit, dar în ciuda eșecurilor m-am ridicat și am început să merg mai departe. Poate în seara aceasta te simți un eșec, te vezi un om falimentar. Domnul Isus Hristos este aici. Și spune, înflorește în locul în care te-am așezat. Doamne, eu te a slujit, dar vezi contextul familial. Doamne, eu te a slujit, dar vezi neputința mea. Doamne, eu te-am slujit, dar n-am atâtea școli ca și ceilalți. Dumnezeu spune, înflorește în locul în care te-am așezat. Slujește cu lucrurile pe care ți le-am dat. Tabita la sluji slujit pe Dumnezeu cu un ac. Ai un ac, slujește-l pe Dumnezeu. Ai cinci pâini și doi pești. Slujește-l pe Dumnezeu cu acei doi pești și cu cinci pâini. Ai lucruri mici, ai zâmbet, aveți dinți în gură? Zâmbiți până mai aveți dinți, am, am eu o vorbă. Zâmbiți, zâmbiți, ca, dar știți cum să zâmbiți? Ca omul acela născut din nou, transformat de Dumnezeu. Și zâmbetul acela să fie un zâmbet nu care să ducă oamenii într-o zonă a comediei sau într-o zonă de aceasta, ci oamenii să fie duși într-o zonă a credinței în Isus Hristos, a speranței, a mântuirii și a salvării prin Fiul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați și binecuvântare!